já fosse um ponto central strict, Pep de pe ordinea de zi. Ce avem de spus pe lângă pe ordinea de zi, discutăm la diverse. Avem solicitări pe diverse. Dacă nu cine să înscrie... Da? Și eu? Domnul Gogoroș este la serviciu absent motivat. Și domnul Butacu Florin, cel de permisiunea domnului președinte, sunt eu online. Considerând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe, o declarăm deschisă. Ați avut la materialele ședinței cele două procese ale verbale ale ședințelor trecute. Dacă sunt discuții cu procesele verbale. Da? Ce mai? A, discuții, nu? Dacă nu sunt discuții, suntem la vot. Cine este pentru? Da? Mulțumim. Vreau să vă președinte, înainte de a suna pe domnul Butacu. Dintre dumneavoastră, cine are telefon disponibil? Vă mulțumesc. Domnul administrator. Are două telefon. Nu? Domnul Cocu. Ce? Nu, administratorul are două telefoane. Da. Unul de serviciu, unul de bordare. Da. Are unul de plată, unul de bordare. Bună ziua, domnul consilier. Putem începe ședința, da? Are domnul Răpășcălar. Iar ea? Stat. Suflin. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local cu voi sunt ședința ordinară din 29.09. Proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință pentru luni de octombrie-decembrie. Numărul 2. Inițiator, domnul primar Ionel Ștoc Cristian. Proiect de hotărâri privind aprobarea contribuției Consiliului Local la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și al persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2022. Inițiator, domnul Ștoc Cristian. Proiectul 3. Proiect de hotărâri privind identificarea terenurilor libere, de pe raza sau alte buloci, ce pot fi valorificate prin încheiere sau concesionare. Inițiator, Ștoc Cristian, primarul comunei. Proiectul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea investiției de construire scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău. Inițiator, domnul consilier Mucanu Ioan. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici la obiectul de investiție, amenajare locului de joacă pentru copii din satele comunii Buhoci. Inițiator, Ștoc Cristian, primarul comunii Buhoci. Și punctul 6, diverse. Cine este? Alo, sunteți în direct. Și ne supunem la vot pentru... Domnule președinte, aș veni în fața Consiliului Local cu suplimentarea ordinii de zi. Două proiecte de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind completarea și modificarea ASCL numărul 23 din 19.05.2022 privind aprobarea proiectului dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde, piste pentru biciclete în comuna Buhoci și înființarea stației de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buhoci. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare, vehicule electrice, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul PNRR, componenta C10, fondul local și a cheltuielilor aferente acestui proiect. Și al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție bancară emis de BNCR asupra avansului acordat
de APDRP. Dacă mai sunt proiectele suplimentare, dacă nu supunem la vot suplimentare, cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Da, mulțumesc. Domnul Butacu, cum votați? Pentru. Mulțumesc. Și ordinea de zi completă cu suplimentarea, cine este pentru? Ordinea de zi și suplimentarea, da? Da, mulțumesc. Domnul Butacu, cum votați? Mulțumim. Atunci începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-decembrie. Propuneri. Domnul Mucor. Eu îl propun pe domnul consilier Munteanu Dumitru Dori. Propun pe domnul consilier Iftimie Claudiu Mihăiță. Domnul Mucor. Picocu Marius. Lucia. Pentru prima propunere. Domnul Munteanu, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru domnul Claudiu Iftimi? 2. Și domnul Bocu? Mulțumesc. Deci tot domnul Munteanu. De luna viitoare, mulțumesc. Domnul Munteanu, sunteți prezent de ședință. Vă mulțumesc. Domnul Butacu, cum votați? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local la finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării dreptului copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2022. Numai un pic, vreau să revin asupra faptului că am hotărât o dată Consiliul Local ca să facă în ordine fiecare consilier. După cât îi văd anul ăsta, domnul Munteanu n-a venit cu dumneavoastră, de partea a doua oară, ceva ce nu-i corect, da. Ținând cont că la Buvăci, domnul președinte, ținând cont că la Buvăci l-ați permis 2, cred că e ceva normal. Mulțumesc. Data viitoare vă propun pe dumneavoastră. Nu, eu am fost corect. Eu nu pot să nu să aud votul dumneavoastră, domnul președinte. Care demonstrează ce am spus eu la ședința anterioară. Ați trecut de partea lui. Și m-aș mai ruga ceva, domnul președinte. După. Acum trebuie. La divers. Nu la diverse, că este ceva care ține de buna organizare a Consiliului Local și de bunul de... Sunt votat deja. Domnul președinte. La următoare. Înțelegeți sau nu? La diverse. Păi la diverse se încheie ședința, domnule. Eu ar vrea să menționez ceva clar acum. Da, hai să faceți, face toți consilierii. Nu, 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 nu. Eu ar vrea să vă spun un lucru, domnule președinte și doamnă secretar. Domnul primar are calitatea de invitat aici. Domnul primar, din punct de vedere al codului administrativ, are calitatea de invitat. Nu organizează dumneavoastră ședința. Dumneavoastră, domnule președinte, o organizați. Și v-aș ruga să-l tratați pe domnul primar ca invitat. Așa cum scrie în codul administrativ. Dumneavoastră își prezinte proiectele și să ne lase pe noi forul deliberativ să deliberăm. La grupa pregătătoare și în Consiliul Local. Domnule consilier. Da, vă rog, spuneți. Atâta timp cât primarul vine cu propunere pe ordine de zi privind un proiect, trebuie să vină să-l și explice. Și are obligația să vină să-l și explice. Nu e invitat de anume persoane. Dumneavoastră sunteți ce anume din punct de vedere al funcției dumneavoastră? Domnule, vă știți sau nu știți? Dar cine va urma ce face? Păi, sunt mai diverse chestiile astea, că sunt penibile ceea ce... După pregătoare sunteți dumneavoastră după 20 de ani. Proiectul pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției civile, copilului și a persoanelor cu handicap. Numai ilegal să le Da. Vedeți ce-i trecut aici. Inițiator. Ești tot Cristian. Primarul comunii cu Corcinii. Dumneavoastră sunteți și. Vă rog frumos să știți doar. Dumneavoastră așa cum știți și din anii anterioare. La nivelul de comuna Bocea avem 5 persoane integrate în centre de specialitate, și anume 3 pe Onești și 2 pe Răcăciun. Și conform legislației,
avem obligația de a încheia cine are ceva de completat, de discutat, dacă nu, supunem la vot. Că noi am mai avut odată subiectul ăsta la o ședință trecută, cu diferența aia de valoare de 30% de 5 țigări ca valoare. Și un serios lucru cu vot. Probabil că astăzi nu se mai pune vot. Astăzi vă facem de plac. Bravo. Ca să nu vom bine pe domnul primar, pe piciorul din dreapta. Deci, să pune la vot, da? Așa, bravo. Domnul primar, vă rog frumos să... Nu aveți nicio șansă pe ultima ședință. Toți consilierii sunt pentru. Cum votați? Mulțumim. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind identificarea terenurilor libere de pe raza OATR cu voci, ce se pot valorifica prin închiriere sau concesionare. Pot să vin cu niște precizări la proiectul de hotărâre? Sunt interesante, consiliere. Mi-ai dat acord? Mă mai gândesc. Dacă promite domnul primar că citește codul administrativ măcar o dată... Ce facem? Stăm să ascultăm pe domnul Iftim toată ședința asta? Păi, domnule, hai să lăsăm să vedem ce dispune domnul președinte. Domnul primar, păi da, dumneata, văd că latră e pe cum câlde la... În zilnic, de la un capăt la celălalt. Oprește-te, frate, dată. Oprește-te, dată. Așa arată. Dar lăsăm-o dată, lăsăm să discute. Ce fac aici? Te ascult pe dumneata. Adică să ascultăm despre ce se vorbește. Ii, domnul președinte, nu vreau de la joasă, dar în dreptate. Da. Știu. Păi, cum am avut de când a trecut, dar grupa mică, grea, nu au zis vorbea pot să încerc. Păi, dar nu va deranja domnul Mocanu. Văd că sunteți sub președinte, văd că sunteți sub primar. Păi, dacă se poate aici, tot sunteți sub afon. Sunteți sub afon, pe lângă dată. Ei, afon? Sunt foarte frumos. Da. Crow. 5 minute pauză. Haideți să ascultăm. În decursul timpului, la nivelul primăriei, s-au prezentat multe persoane cu fel de fel de acuzații că în lunca Siretului ba să pur aragi, ba să escavează, ba să nu știu ce se întâmplă pe acolo. Ba un operator, mă scuzați că vă întrerup, domnul. Ba aruncă gunoaie, ba orice. Ba un operator din cablu și televiziuni, sapă și atunci își trage fibră pe... Bine. Dar voi cineva, pentru a avea un argument de a trage la răspundere, pe cei vinovați, că aruncă gunoaie, că sapă, nu știu ce, noi trebuie să identificăm suprafețele care aparțin primăriei și nu sunt al apelor române, care, vreau să vă spun că apele au avut grijă să-și delimiteze zona și în același timp să-și întabuleze multe lungi de pe raza OAT-ului, lungi care se puteau folosi pentru salcie energetică, pentru diferite activități în zonă. Consider că e necesară identificarea zonei printr-un specialist, vreau să trec și amendament acolo. Ce mai avem liber de la ape române și nu sunt cadastrate ca și lungi, le identificăm, le cadastrăm, după aia împreună stabilim Consiliul Local ce facem cu ele. Că le dăm pentru salcie energetică, că le dăm pentru pășunat, că le dăm pentru orice, dar să aducem un plus valoare comun. Nu știu dacă m-am făcut explicit. Dacă îmi permiteți, din ce știu eu, apele române au delimitat Albia Minoră. N-au voie să intre în Albia Majoră care aparțin comun. Între timp, cursul Siretului o am mai deviat. Ei ce au avut pe cursul vechi, o rămasă lor, mai mult decât atât, și asumă și cursul nou. Cât mai găsim liber până în limita ABA și proprietățile cetățean sau alți proprietari din zonă să... Și terenurile care, de exemplu, un corp aici, la Balastieră, o mâncat Siretul mult. A intrat mult, grav. Terenul s-a dus la vot. Cum se justifică?
Oamenii au pierdut teren, dar plătesc impozit pe terenul care e la vol. Asta e altă discuție. Nu e nicio acolo pe jer. Nu discutăm de limita, de limita între comunii, cu totul și cu totul altceva limita între oate. Noi discutăm de cum își capătă cursul Siretului de-a lungul timpului. Există o lege. Mi se pare că apelul române, prin care spune că orice proprietar de teren care se simte cumva lezat sau Siretul, eu mâncat din proprietate, se poate duce la apelul române să facă demersul necesar pentru a fi compensat. La momentul actual nu s-au prezentat. Am discutat chestia la apelul, nu vine nimeni să solicite despăgubiri sau să... Domnul Colai, nu vă interesează subiectul? Nu, l-am înțeles. Discuții private cu domnul Odovișteanu, îi faceți președinte. Sigur. Hai, domnul președinte, hai că vă intrați în funcții, măcar la final. Eu sunt funcții greu de da. Haideți să supunem la urmă. Nu, eu vreau... Da, pun domnul Pușcat. Vreau să revin cu întrebarea asupra terenului care deja este concesionat. Gen ăla de la Letea. Sau terenul de la Leca. Terenul tablat și neidentificat. Rămas undeva. Nu. Da, poate m-am exprimat greșit. La, la alea care le avem concesionat. De exemplu, la MUV. La concesionat, nu? Da, Aqua Park. Da. Ce e piste Siret? La Letea sau ce? Unde s-ar vol? Da. Ce e acolo? Da, sunt în proprietatea celor care s-au adjudecat licitații și au proiect în acest sens și răspund de terenul ăla, avem cu cerii cont dacă nu respectă clauzele sau dacă nu-și plătesc taxele către primărie, că ei vin cu niște taxe. Așa, să facem, e sau... vorba tot de această treabă, vreau să știu și în ce stadiu s-a aflat ăsta de la noi, care auzea că ies o fermă, pe ce cont, să mă aduc ceva, mai ies? E pe baza autorizației din construire emisă de Consiliul Județean și se lucrează la acel obiectiv. Perioada de concesionare? Se încadrează în perioada, e trecut termenul? Încadrează. Și poate. Da? Încadrează. Da. Încadrează. Da. Domnul președinte, în primul rând vreau să reiterez încă o dată, cum am mai făcut și în alte ședințe, să discutăm pe ordinea de zi. Subiectul de la ordine de zi este cât se poate declara proiect de hotărâre privind identificarea terenurilor libere de pe raza OATB ce vor fi valorificate prin încheierea concesiunii. În codul administrativ există și obligația, și dreptul și obligația ca OATB-urile în decursul timpului, din când în când, să facă o evaluare a acestei situații și să scoată spre folosință acele terenuri liberi pentru ca să se aducă bani la bugetul comunal. Ăsta este scopul care noi trebuie să-l avem în vedere. Deci, terenurile la care ați făcut dumneavoastră referire întrebări sunt terenuri care sunt în patrimoniul OAT, care și produc, atenție, care și produc bani. Terenul de la Hol produce bani, terenul de dincolo produce bani, deci nu avem în subiectul de pe ordine de discuții despre acest lucru. Deci noi acum trebuie să facem identificarea acestor terenuri, domnul primar a spus lucrul ăsta, și să luăm decizia ca aceste terenuri să fie introduse în patrimoniul comunii, să producă bani. Asta e scopul. Consiliul local? Sigur, nu am explicat mai simplu. Sunt destul de clar care este. Corect. Ce am vrut să știu? Asta e primul pas. Nu am apucat să înțeleg. De acord. Ce nu am înțeles-o și ce nu înțeleg niciodată? Ia spune. Am o perioadă destul de lungă de când sunt în Consiliul Local și tot concesionăm de atâția ani s-au concesionat o parte din ele, s-au și vândut. Fapt foarte, nu mai zic, și nu se văd așa, se văd și eu ceva, bă, o realizat comuna Buhoci, OATB Buhoci, gen, n-am nimic, aici, ferma Pișicul. Nu cred că o să fie niciodată. Da, e venit, dar restul nu o să fie. Da? Deci nu văd niciun proiect strict făcut pe ceva. Adică... Am adus, am adus. Eu am vrut să fac doar... Nu concesionăm. Aici are bine. Identificăm și concesionăm. Dar nu facem nimic ca pentru comun. Domnul
Domnul, eu aici m-am referit, nu la... Pușcălar, da. Din cât știu eu... Da. Eu sunt domnul director, când s-a concesionat terenul ăsta aici, mi se pare că era în perioada când erați vici și erați la cunoștință de cauză. Acum sunteți mai mulțumit că nu știți ce se produce și în ce perioadă? Nu, nu la aia mă refer. Hai să mă refer la proiectul ăsta. Deci poate e n-au nicio treabă. Chiar dacă nu se duce la îndeplinire, scurt, este un contract. Are niște penalități. Este un contract. La asta vreau să revin eu, nu la altceva. Primăria este obligată să-i verifice, să vadă dacă respectă proiectul în totalitate sau nu. E alt subiect. Nu-i problema. Eu vreau pe subiect, dacă... Așa. Adică sunt întru totul de acord cu ce spune domnul Munteanu, să discutăm pe subiect, ca să nu mai trecem la altul. Tot ce a spus domnul Munteanu, sunt obligați de cunoașterea codului administrativ să recunosc că este adevărat. Practic, referitor la ce avem de făcut noi ca OAS, raportat la terenurile care se pot neidentifica. Eu am un singur, o singură propunere pentru inițiatorul proiectului, și anume domnul primar. Pentru că bănuiesc că, așa cum s-a mai întâmplat și anterior, și cum mă aducea foarte des aminte domnul consilier Cocanu, domnul primar plănuiește să aducă iar niște specialiști care vor trebui plătiți să identifice care sunt terenurile alea libere, când noi avem un departament de specialitate aflat în subordinea primarului, care e plătit cu din bani publici și care, buhocean fiind, buhocean fiind, ar putea să facă măcar o listă, lăsați-mă să termin, mai are. Eu aș vrea să nu cheltuim banii OAT-ului pe specialiștii și cu metrei, îl parfazez pe domnul Mocanu acum, pe specialiștii și cu metrei domnului primar, ci să găsim specialiștii noștri să-i punem la treabă, ca în timpul orilor de program să-și dea seama unde sunt acele terenuri, fac o listă, vin cu această listă în fața Consiliului Local și dacă este util pentru, din putere financiar, pentru OAT Buoșu, și votăm. Asta e al doilea pas, domnul grupa pregătitoare. Asta e al doilea pas. Domnule, dumneavoastră nu aveți niciodată bun simț? Deci, ori atât de nesimțit sunteți în fiecare ședință? Domnul nesimțit, ce vreți? Respectați cronologia procedurilor. Păi care cronologie? Dumneavoastră lucrați cu banii pe fereastră ai oamenilor? Și după aceea faceți consiliere nesimțit. Supunem la vot către Consiliul Local. Cele susținute și afirmate de domnul Ieftine nu sunt adevărate, motivate de faptul că la nivelul OAT Buoș nu avem încadrat un cadastrist, un specialist care să ducă pe limite, să nu se suprapună. Ceea ce domnul nu știe, se vede că se face cu ruleta sau cu băs sau ce învățat. Atunci trebuie să facă de aparatul să așa, mă simt nevoit. Mă simt mai... Dacă dăm replici unul la altul, doar pe explicații, nu doar replici. Nu, dar nu pot. Chiar nu mă lasă conștiința. Am depus cu mâna pe Biblie atunci când văd ceva în neregulă să semnalizez. Cât după aia să mângești? Din identificarea terenului. Când spunem identificarea terenului, înseamnă identificarea să mai poate traduce găsirea acelor terenuri libere. E simplu ca bună ziua. Păi așa am și eu. Găsirea acelor terenuri este extraordinar de simplu. Noi doi știm toate terenurile astea libere. Noi amândoi. Da? Exact. Că am fost pe la pescuit, ne mai ducem la pescuit. Domnul primar de asemenea, le știe foarte bine. Ca să ajungem cu el în patrimoniul primăriei, trebuie... Exact. Nu trebuie să facem niște măsurători cadastrale și niște întabulări a acelor terenuri. Asta ne-a cerut domnul primar. Libertatea de a identifica acele terenuri libere, a face pasul următor, măsurători cadastrale și așa înregistrate la OCP, în așa fel, atenție foarte mare, în așa fel încât apele române nu-și mai poată permite ce spune colegul, să ia, că se mută siretul așa mai ia, o halcă de teren, apele românii se mai mută siretul așa să mai ia, apele românii, eu încă am rezerve vis-a-vis de corectitudinea acestei instituții ale statului, apele românii. Tocmai din asta, noi prin această hotărâre ne protejăm terenurile care le avem, să le aducem în patrimoniul, așa să facem bani din... E simplu ca bună ziua. Haideți să apropiați. Eu am fost împotriva acestui proiect. Ce așa? Care am sunt pentru acest proiect, dar pașii pe care, prin care... Acum ați înțeles pașii. Nu am înțeles de la început. Hai să vă rog voi să vă rog. Ați terminat? Bun, supunem la vot proiectul numărul 3. Ce ne ești pentru? Deci toți pentru. Mulțumim, domnul Butacu. Cum votați? Mulțumim frumos.
Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției în construire de scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău. Inițiator, domnul Mocanu Ion, consilier local. Dezvoltați, domnul Mocanu. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor pentru investiția construirii scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău. Întocmire de proiecte tehnice, studii, avize și acorduri, documentații cadastrale și întabulări aferente lucrării. Primarul Comunei Buhoci, județul Bacău, ținând seama de referatul de aprobare al Consiliului Local al Comunei Buhoci, domnul Mocanu Ioan, înregistrat cu numărul 6536 din 22.09.2022 și de avizele Consiliilor de Specialitate ale Consiliului Local. În temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D și E, aliniatul 7, litera E, din OEG-ul numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Propune, se aprobă, articolul 1, se aprobă demararea lucrărilor pentru investiția construirii scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău și finanțarea acestei investiții din bugetul local sau din alte surse. Articolul 2. Se aprobă întocmirea de proiecte tehnice, ce studii, avize și acorduri, documentații cadastrale și întabulări aferente lucrării și finanțare a acestora din bugetul local sau din alte surse. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Buhoci, domnul Iștoc Cristian, să semneze documentele și documentații ce privesc lucrările de mentalitate de medenalitate la articolul 1 și articolul 2. Articolul 4. Prezenta hotărârea aprobă hotărârile Consiliului Local din numărul 64 din 25 a 10 a 2021, repet, din 25 a 10 a 2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1269 de metri pătrați, teren aparținând domeniului privat al Comunei Buhoci, județul Bacău, pentru construirea spațiului comercial. Acum vă voi reține un pic și cu referatul de aprobare. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea de demarării lucrărilor pentru investiția construirii scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău, întocmirea de proiecte tehnice, studii, avize de acorduri, documentații cadastrale și intabulări aferente lucrări. Stimați consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 129, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D și E, aliniatul 7, litera E, din ONG-ul numărul 57 din 2... ONG-ul este totul altceva. Dumneata, te duci degeaba la facultate, mă adică te duci la o domișteanul la oile, lasă să termin, te duci la o domișteanul, după aia te lăburești, cum păzești oile, lasă-mă să termin, după aia îți sunt lacrima ta mai mult. OUG! Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului. Prin realizarea acestei investiții, ne dorim construirea unei scene în centrul satului Buhoci, pe terenul ce aparține domeniului privat al Comunei Buhoci, teren care este deja întabulat și inventariat. Dorința de a construi o scenă în satul Buhoci a pornit de la preocuparea autorităților locale și a mea, a consilierului local ales față de cetățenii acestui sat și în special față de elevi școlari și preșcolari. Ne dorim să promovăm tradițiile, obiceiurile și folclorul nostru prin organizarea de evenimente care să se desfășoare în condiții normale, optime și sigure pentru copii. Dacă ne în acest sens,
Cățelarul, te rog frumos să mă deși, ca să termin, te rog frumos. După aceea latrui dumneavoastră mai mult. După aceea latrui dumneavoastră mai mult. În acest sens, ultima strofă. Am discutat proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor pentru investiția construirii scenă în satul Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău. Întocmirea de proiecte tehnice, studii, avize și acorduri, documentație cadastrale și intabulări aferente lucrării. Iar înaintarea se va face din bugetul local al comunei Buhoci sau din alte surse. Propun ca această scenă să se construiască pe terenul din centrul satului Buhoci, teren ce este intabulat și în acest sens propun și anularea hotărârii Consiliului Local numărul 64 din 25-10-2021. Discutăm de niște pași din urmă. Privind concert, bine, dumneavoastră, cine știți dumneavoastră? Dar cine știți dumneavoastră? Poezia, că ți-e luat după vă mulțumesc, stimați spectatori. Ca să și se fură, că nu fură. Poftiți, domnul președinte. Lăsați-o să eu cine nu știu, nu știu ce s-a întâmplat cu actul ăsta care a fost, a fost o licitație, a da, dacă, cineva. Dacă îmi dați voie să încep, mai sunt chiar vor să-mi scriu. Eu sunt convins că domnul Mugaru știe despre ce este vorba, că noi am aprobat, mi se pare, în unanimitate. O idee. Destinația da, la terenul. Da, categoric. Unanimitatea mea că eu mi-aduc aminte foarte bine că cei de la USR au fost împotriva. Votul, da. Terenul ăla are o destinație, domnul Mugaru, da? Da. Așa. S-au făcut o licitație, s-au blocat după din chestii tehnice care nu mă privesc pe mine. Dar până când nu se soluționează problema cu licitația și cu terenul ăla, nu putem să venim să anulăm o hotărâre de Consiliul Local și să dăm o altă hotărâre pentru același teren. Indiferent cât... Cine a anulat hotărârea Consiliului Local din data de? Asta propune domnul Mocanu. Asta propun să anulăm acea hotărâre. Pentru că, stați ca să vă dau să vă răspund. Este bine să ținem acel pământ să pască caii încă 30 de ani, că am așteptat 30. Deci, după părerea dumneavoastră, este bine să mai stăm încă 30 de ani să paștem caii acolo să-l transformăm? Câte ori a fost licitația asta? A fost un dată, dar dacă... Cine m-a învățat pe dumneavoastră să faceți licitație? Și? Ați fost la licitație? De trei ori. Explicați-o, a fost la licitație? Eu n-am spus că a fost aici. Am participat la licitație. Doamna secretară, o întrebare. Dar nu știu, eu... Ați dat aviz de legalitate pe acest proiect? Totdeauna. Există avizul juridic? Știți codul administrativ? Știți codul dumneavoastră nu l-ați citit. Aveți dreptul să dați sau nu? Aveți răspunsul dacă știți să-și ați citit codul administrativ. Da. Dar ce este ordinea de zi? Haideți ca să ne calmăm un pic să ajungem la subiect. Haideți să fim un pic atenți cum s-au derulat ostilitățile. Haideți să nu facem un rabat de la legalitate. Primul rând. Între oportunitate și legalitate există oarece diferență. Oportun. Ca să explic ce înseamnă oportun. Oportun este la un moment dat să scoatem spațiul ăsta, așa cum am spus mai adineoară. A fost oportun să scoatem spațiul la licitație. Să-l băgăm în circuit și să facem bani din spațiul ăla, să nu-l lăsăm liber. S-a derulat acea licitație, nu fac subiect pe acea licitație, nu fac subiect. Mai trebuie făcut subiect, pentru că procedura s-a finalizat.
nu mi spune dumneavoastră ce trebuie să vorbesc eu. Poate mai prost, nu înțelegi. La ce expresie să înțelegi? Sunteți domnul, aș ruga să spuneți de legea așa. Domnul, eu întotdeauna când vorbesc, să vă ascult, nu vă întrerup. De ce mă întrerupiți? Dacă nu te luați, domnul Muntean, cum ascultă? Domnul, iar de lângă vă întrerupiți. Vreau să vedeți cât de atunci eram gata. Lasă-te să mărtisești. Licitația, o să vedem acum, nu discutăm acum, nu vreau eu acum să fac referire la licitație. Licitația a avut un parcurs. O să ne spună doamna secretară unde s-a ajuns cu licitația, că din comunicarea asta, nu știu cine a făcut comunicarea asta, mi-am pus mult însemnări. De unde sunt aceste documente? Nu știu cine. Nu m-am trezit. Mi-a dat-o domnul... Dar de unde sunt pe masă? Mi-a dat-o... Doamna secretară, mi-a dat-o un consilier local. Având în vedere că consilierul respectiv este coleg de-al nostru, mi-a luat ca atare documentul, l-am analizat, l-am studiat, am puncte de vedere vis-a-vis de acel document, am întrebări depus pe el, am multe, dar nu... Având în vedere că vreau să la cunoștință consiliul local. Domnilor, voi să doamna secretară, având în vedere că eu întotdeauna vreau să fiu la ordinea de zi, am spus că există acest document. Adică vorbim cu toții, dar ce facem? Haideți ca să fim clar. Dacă mai intervenim unul peste altul și mă ascultăm, vă rog frumos să părăsiți să răspundeți pe urmă. Cu ce motivați? Pentru că aveți comentarii care nu înseamnă atât de lucru. Ori ascultăm fiecare consilier ce am dispus și tragem concluzii, ori dacă nu vreți să ascultați, vă rog frumos, fără să ascultați. Atunci, dacă ascultați, ciocumic. Dar nu așa ciocumic, domnule, nu suntem la... Nu se poate mai comentarii, o singură persoană care vorbește cu două ori. Pot să iau cuvântul? Da, vă rog. Deci, nu fac referire la acest document, că nu-i pe ordine de zi. Corect. De-aia nu fac. Nu că n-aș putea să fac, eu mi-am făcut așa, am luat ca foarte serios documentul, depus de către, depus, de lotat în fața aici, la începutul ședinței, un coleg de-a nostru, dar eu am luat ca atare, nu vreau că referim, nu stai pe ordine de zi. Când o fi pe ordine de zi la diverse, o să discut pe acest subiect. Oportun acum este ca acest teren să îl dăm spre folosință. Și propunerea făcută de colegul nostru, te rog frumos. Propunerea făcută de colegul nostru, consilierul Mocan, este oportun, din punctul meu de vedere. Adică se justifică. Este oportună. Și aia, dacă nu avem... De consiliul local, nu a fost oportună, deci, nu? Am spus că la vremea respectivă a fost oportună. Am explicat lucrul ăsta. Între timp ce s-a întâmplat... Da. Nu discut de legalitate. Pentru că nu-i pe ordinea de zi. Dar noi nu știm ce s-a întâmplat. Domnul președinte, nu-i pe ordinea de zi. Nu-i discut. Pot să discut pe legalitatea acestui subiect cât vreți dumneavoastră. Loreșir și cu tovarășul avocat ăsta care nu gârtia, că sunt vestit. Avocat Vlad Fesan, că și din punct de vedere gramatical are mari lacune, domnul avocat, dar nu discutăm de punct de vedere gramatical și juridic. Dar nu-i pe ordine de zi și nu discut. Nu discut. Noi discutăm de scenă acum. Oportun este să facem scenă. De ce nu a găsit domnul Mocanu să identifice un alt teren? E foarte bună la, pentru că tradiții, eu sunt, susțin cu tărie propunerea domnului consilier, pentru că tradițional sau tradiția, cel țin când m-am născut eu, acolo a fost cămin cultural. Păi avem cămin, avem farmacie, acum mai facem... Și dacă facem o scenă, dacă nu reușim, poate să se facă cămin cultural. Da. Când o să fiți dumneavoastră la putere, o să faceți probabil cămin cultural. Nu sunteți la putere. Dacă se face scenă, din punctul meu de vedere, este oportun. Dacă va trece oportunitatea asta prin Consiliul Local, este un lucru că se poate delega. Da? Iar domnul consilier, avem... Da. Deci cel care... Și acum a discut de principiu. Consiliul local, să fac o divagație în cei. Dar tot în cadrul subiectului pe ordine de zi. Consiliul... Consiliul local... Consiliul conform codului administrativ, Consiliul local ia hotărâri. Da?
în urma unor proiecte depuse de către primar, viceprimar sau de către un număr de consilieri sau un consilier. Cum spune codul administrativ, da? În momentul în care, ascultați-mă cu atenție, în momentul în care o hotărâre de consiliu nu a respectat legea, el nu s-a abrogat. Prefectul, instituția prefectului, care verifică toate hotărârile consiliu, atenționează consiliul în cauză, nu Buhoci, orice consiliu de pe raza județului Bacău și consiliul municipal Bacău. Deci atenție. Domnule, vă rog frumos. Deci prefectul înștiințează de nerespectarea legii, vis-a-vis de acel hotărâri, și o trimite înapoi consiliul local să îndrepte sau să abroge acea hotărâre de consiliu, să o anuleze, da? Deci noi avem dreptul să facem această îndreptare, da? Și discutăm nu din punct de vedere al legalității, ci din punct de vedere al oportunității. Și noi avem acest drept, nu încălcăm absolut nicio lege, cum se spune în acest comunicat, nu încălcăm absolut nicio lege, dacă noi, Consiliul Local, luăm altă decizie acum, să abrogăm pe hotărârea HCL-ului, respectiv să luăm altă hotărâre. Dar decizia... Cum am mai făcut și cu alte ocazii? A fost greșită, a fost o decizie, atunci de ce să o arălăm pe aia și să facem altă? Pentru că a apărut altă oportunitate. Ne permite. Păi nu trebuie să clarifici întâi problema. E problema lor. Nu e problema mea. Nu e problema Consiliului Local. Este problema ălora care sunt interesați. Să fie informat de rezultatele... Am luat la cunoștință suficient. Ce-i luat la cunoștință? Cum s-a rezolvat cu licitația? Nu ne mai interesează. Cine a câștigat? Cine a pierdut poziții și cum? Ei noi nu ne interesează. Ei nu mă interesează. Bun, gata. Domnul Golae. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dar la ordinea de zi, vă rog frumos, domnul Golae, vă întrerup dacă se știu. De ce întrerupeți? Nu-i frumos, domnule. Dar la ordinea de zi, mulțumesc frumos, domnul consilier Munteanu. Deci eu aș vrea să vă țin o alocuțiune de cel puțin maxim un minut. Și în același timp vreau să vă aduc la cunoștință, la ultima ședință de Consiliul Local, cu toții chiar am fost încântați de ideea domnului Nicușor Mocanu, consilier aici de față. Între timp, am primit această ordine de zi pentru ședința de astăzi și mi-a atras atenția articolul 4 de la acest HCL. Și o să mă refer strict la acest articol. Și vă spun așa. În ultimile câteva zile mi-a fost adus la cunoștință următoarele lucruri. În afara faptului că se dorește construirea unei scene în satul Buhoci, la articolul 4 se propune anularea unui HCL din numărul 64 din 25-10-2021, care prevedea darea în concesiunea acestei suprafețe de teren. Hotărâre votată de majoritatea actuală a Consiliului Local și pentru care, în acest moment, este în curs de desfășurare o procedură de licitație neîncheiată, din punctul meu de vedere. Deoarece, în urma desfășurării primei licitații, la care au fost prezenți trei ofertanți, a fost desemnat un câștigător care a avut o ofertă financiară cea mai bună. Când de știți? Vă opresc. Deci, este doar punctul meu de vedere. Deci, întrerupeți, ascultați-l doar la secretarie. O să țin imediat vă spun. Imediat vă spun și continuarea. Nu are treabă cu asta. Asta nu sunt secrete ca să nu intrăm în secret. Dar nu este adevărat. Dar nu este adevărat. Opriți-o. Nu este adevărat. Dar nu este adevărat. Cine spune că nu este adevărat? Domnul Golae. După doar 10 zile. Domnul este aici. Deci, după doar 10 zile, ofertantului câștigător i-a fost adus la cunoștință prin președintele Comisiei de Licitație, domnul Stoica Iustin, aici în cauză, că a fost anulat în mod ilegal rezultatul licitației, deoarece la momentul încheierii licitației nu a consemnat un proces verbal nicio neregulă. Asta nu am înțeles-o.
Deci inițial n-a fost nicio neregulă, după 10 zile au apărut neregulă. Mergem mai departe. Vă aduc la cunoștință faptul că secretarul primăriei a fost depusă de către firma câștigătoare prin biroul de avocatură al acesteia două comunicări, una dintre ele în atenția Consiliului Local, prin care se cere respectarea cadrului legal și anume stabilirea termenului pentru reluarea procedurii de licitație. Știm foarte bine că după o licitație nesoluționată există un termen de 45 de zile în care UAT-ul era obligat să reia procesul de, sau să vină cu a doua licitație, da? Okay. Sunteți de acord cu mine, domnul administrator? Vă spun după aceea. Ok, m-a bine, mulțumesc. Precizez totodată faptul că neîncheierea contractului de concesiune cu câștigătorul licitației, domnilor consilieri, că vorbeam de oportunitate, așa, de la data licitației și până în prezent, toate Buhoci putea să încaseze deja peste 8.000 de ron. Dacă vorbeam de oportunitate, domnul consilier Mocan, da? Din principiu. Totodată menționez faptul că inițiatorul acestui proiect, în speță proiectul de astăzi, al domnului consilier Mocanu Ion, dorește anularea acestui HCL încă nu este încă soluționat. Deci considerăm că este necesar un centru cultural în Buhoci, asta am considerat la momentul HCL-ului, da? Ok? Și în continuare considerăm că este necesar, deci procedura de licitație trebuie dusă până la capăt, după care, dacă nu avem niciun om capabil în UAT-ul ăsta sau din exteriorul UAT-ului să facă o investiție la Buhoci, o să facem o scenă pentru activități culturale. Domnule președinte, eu aș dori să ascult și părerea domnului administrator public și a doamnei secretar că au fost parte din acest proces. Proces de licitație publică, doamna secretar. Menționez faptul că toate aceste lucruri... Știți, doamnă? Era domnul Bogai la cuvânt. Dumneavoastră nu sunteți la cuvânt. Domnul Bogu, spuneți. Nu, cu licitația asta. Nedumerit. Da, sau a fost acuzat drept la replică, domnul. Da. Nu m-a acuzat, nu e vorba. N-am fost n-am acuzat pe nimeni. Am fost în discuție, procedura. Eu n-am fost președintele comisiei de licitație, am fost președintele comisiei de analiză a dosarelor. Cine era președinte? Deci. Doamna secretar, nu? Nu știu, nu mă interesează. Nu sunt știți. Eu spun ce ați răspuns eu. La ce am răspuns eu? Dacă vreți să vorbesc. Facem anchetă. Chiar orice întrerupeți. Lăsați doamne să-și pună. Dar dumneavoastră întrerupeți pe colegul meu. Dar spune prostii. Îi dădea răspuns acum un domnul Bolaie. Nu-i vădea răspuns un domnul Bolaie. Doamna secretar, că un consilier spune în cadrul Consiliului Local de ședință o prostie, trebuie să o ascultăm. Dar nu e adevărat, poți să las. Cine sunteți dumneavoastră să lăsați sau nu? Păi îi face acuzare. Cine sunteți dumneavoastră să lăsați? Ce invitați cu mine? Domnul Iftim, haideți ca să ascultăm ce arde. Doamna secretar, discutați. Domnul Aramandiu, haideți să mă ascultați în coace. Spuneți dacă nu vreau. Hai, nu, stai lângă mine ca să... Aici. În ziua deschiderii dosarelor, am procedat cu un proces verbal și am constatat documentele depuse la dosar. Le-am consemnat document cu document. Corect. În caietul de sarcini, deci ceea ce, din punct de vedere a ofertei, am spus câștigător este domnul Harabagiu. Urma, ca ulterior, să facem o analiză a documentelor. Pe dosar. Pe dosar. Pe caietul de sarcini. Conform caietul de sarcini. Am constatat că celelalte două firme nu aveau toate documentele la dosar. Și fiindcă rămânea una singură, licitația trebuia anulată. Eu mi-am făcut raportul meu. Eu mi-am făcut raportul meu și mi-am încheiat activitatea. Restul nu este treaba mea. Este treaba președintelui de comisie, care avea obligația să reia procedura de licitație publică. Eu ce am făcut cu domnul, i-am spus verbal, domnule, din punct de vedere a ofertei, câștigător suntem noi. Când se depun dosarele, se depun dosarele și se verifică și după aia se acceptă societățile. Ulterior, de asta i-am spus eu că, domnule, se anulează licitația. Pentru că celelalte două societăți nu aveau. Domnul Isodat a primit copii după procesul verbal, atunci pe loc, cu semnătura dumneavoastră ca pe loc.
procesul verbal l-am cerut de la primărie, am făcut adresă să mi se dea o copie. Atunci pe loc, doar faptul că am fost prezent. Ați consemnat că am făcut ștersături, am completat cu documente. Adică ceea ce am citit aici, comisia. Nu, dar legea licitației ce spune? Spune felul următor. Se verifică plicul numărul 1, se văd dacă sunt doi ofertanți valabili ca să continue licitația și se deschide plicul 2. E, aici s-a greșit. E o greșeală, majoră. S-au desfăcut plicul cu ofertele. Asta este ilegal. S-au văzut ofertele, nu a convenit cuiva câștigătorul. Au asta, credeți că au dispărut documentul ca să poți să anulezi? Nu, avem suspiciuni rezonabile. Nu, dar nu trebuie. Nu a fost nici nu sunt avocatul domnul. Nu sunt consilier local. Nu sunteți avocatul, eu las putem pe să considerați că a respectat legea licitației. Credeți că au dispărut documente? Pasul 1, se face procesul verbal după verificarea documentelor din plicul 1, după care se deschide plicul 2. Ați făcut acest lucru? Este totul consemnat în procesul verbal. Dacă se făcea, se urmau pașii, în momentul de față, ar fi fost un singur licitator, nu se știa oferta, mergea a doua licitație, venea din nou, 1, 2, 3, 5, cât ar fi venit. Dar asta s-a încheiat. Fiecare răspunde pe ce au fost deschis oferta aici. Nu în calitate de invitat la ședință. Nu e proiectul meu de hotărâre. Nu sunt eu inițiator. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ați făcut contestații când ați sesizat acest lucru, fiind prezent? Nu, am făcut o... Păi, și de ce ați lăsat să te diverse? Am făcut conștiințare să se... După cât timp? După ce am văzut... După nerespectarea termenului de primul licitație. Că nu se mai ține de toate licitații, aveți intenția... Dar nu ați fost cel care umblați cu pacar de beci la voi, că nu vreau terenul... Cu primar, discutăm de oportunitate. Nu vă vedeam. Păreți cunoscut de undeva și zic, băi, ăsta l-am văzut cu placar. Domnul invitat la ședință. Haideți, așteptăm să termine ce are. I-a dat cuvântul. Nu, dumneavoastră sunteți cel care aduce... Nu ți-am dat cuvântul nici ție și continui să urmi. Singurul lucru care vreau este să-l felicit pe domnul Mucanu, că este singurul consilier local care a reușit să aducă un proiect în Consiliul Local pe ordinea de zi cu anularea proiectului la care a votat cu două mâini, spunând da, vrem într-adevăr, actual consilier și fost vice. Să fie rușine. Atât, mulțumesc. Așa ai spus doar la ver. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine, domnul Mucanu, ai cuvânt. Dacă ne schimbați aia, bucățelul, schimbați colegii, trebuie să dau o replică atât colegul Golaie, cât și domnului Harabagiu. Să ne readucem aminte cu toții, să nu uităm, să trecem cu vederea. Domnul Harabagiu și-a adusese televiziunea, și-a adusese jumătate din comuna Buhoci. De ce se construiește acolo să mănânce mie pâinea? De ce să fac un alt magazin? Să nu uitați, domnul Harabagiu. Nicăieri în lumea asta nu există, numai dumneata trebuie să mănânce o bucată de pâine. Da. Trebuie să mănânce și Lucian, trebuie să mănânce și Ciobanu și așa mai departe. Dumneavoastră ați adus televiziunea, vă aduceți cu plancard de pe aici. Nu. Dumneavoastră erați eu, lăsați-mă că ați văzut că eu v-am lăsat vorbind. Lăsați-mă să termin, domnul președinte. Să nu uitați că în acea ședință, când noi am dorit ca pe acel teren pârloagă, care și acum e tot pârloagă, am spus să beneficiem și noi comuna de ceva bănești la buget. De ce nu mai vreți? Ce am greșit eu? Păi ce să faci? De ce nu mai vreți? Dar ce ați venit, dar ați făcut toate demersuri, v-ați împotmolit când trebuia să nu vă împotmoliți. Da, pentru că nu cunoașteți, v-a învățat cineva, dar v-a învățat proști. Nu m-am împotmolit. V-a învățat proști, vă spun eu. Nu m-am un pic și am terminat. E o altă problemă. Să nu uitați, domnul Harabagiu. Dacă eu eram un om așa cum mă desconsider pe dumneata, ți-aduce aminte când ai venit și acea autorizație de funcționare era cu o lună de zile. Știți ce trebuia să fac eu în calitate de viceprimar?
să te fac să o iei de la zero. Dar am zis că suntem cetățeni din comuna Bohoci și eu te-am respectat pe dumneata, dar dumneata nu-mi respecti bară în vârsta. Și faptul că eu nu am aplicat legea. Asta nu mai vreau să-i vreau să-i spun. Facem o investiție care necesită după aia întreținerii și o folosim poate o dată pe an sau deloc. Mai degrabă căutăm și aducem niște investitori care să producă niște bani la comună. Nu o scenă, vă dau un exemplu. Facem o scenă, o folosim o dată la un an. Și întreținerea și costurile de... costurile de facerea, de construcții. Cât ajunge? Haideți să analizăm și pe asta. Asta este părerea mea. Acum fiecare... Da. Domnul consilier... Dați-mi în față că fiecare și-a spus părerea... Am o propunere pe subiect. Da, construim o tribună aici, sub prima cameră, da, care trebuia să vină, să ai cu unii vorbim. O facem mai întâi acolo, la moară. La moară facem, acolo, în curb, îi facem o tribună. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și atât. Domnul Butacu, cum votați? Mulțumesc. Domnul președinte, eu vreau să mă întreb pentru a treia oară. Am întrebat de două ori. Dacă este legal votul prin telefon. Abține. 2, 3, 4. De 2 ani de zile de când... Aia au fost pandemii. Aia au fost pandemii, domnule. Împotrivă, vă rog. Pe perioada pandemiei. Împotrivă, cine este? Abține cât a fost, că n-am... Ați fost prea pe repede înainte așa. În aceeași calitate în care aș număra votul la ultima ședință. Dar este președinte aici, nu este potent să numești? Nu vrei să verifici dacă ești potent? Vreți să... Ești potent? Să verifici altcineva! Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului economic tehnic la obiectivul de investiție, amenajarea locurilor de joacă pentru copii din satele comune Bohoci. Inițiator Iștoc Cristian, primarul comunei Bohoci. Acum, în calitate de inițiator, pot să vorbesc. În calitate de invitat. Nu mai sunteți invitat. Mai aveți. Vorbiți puțin frumos, așa. Funcția vă obligă să vorbiți frumos. Ascultăm și comentăm după aia. Da. Abrogarea licitației. După cum știți, în ședințele trecute s-au aprobat și am demarat pași, întrucât am ajuns la altă etapă, ca să zic așa, și să fie înțeles tuturor. Și am venit în fața dumneavoastră pentru a o susține sau nu. Depinde cum o să fie domnul convingător, domnul director. Suntem convingător. Conform hotărârii 29 din 31 aici, domnul primar a fost împuternicit pentru întocmirea proiect tehnic, studii, avize, acordul, documentație cadastrală, intabularea acestei lucrări. Am făcut documentația tehnică cu PTH, cu DTAC, tot, în baza aprobării dumneavoastră a indicatorilor tehnico-economic, facem autorizații de construire, după autorizații de construire, licitația pentru lucrări și implementare.
Poate. Firma câștigătoare nu există. Aici e un proiect. Un proiect. Nu s-a făcut. Dar în baza căreia se obține autorizație. Nu există licitație. Nu, domnule. Nu, domnule. Este caie de sarci în baza căreia se face licitație. Locul de joc. E clar, da? Supunem la vot cine este pentru. Toți pentru domnul, votați domnul Cârbăsare. Mai mult decât atât, am poate aviz la tot. Suntem cu dumneavoastră să vedem dacă se aplică, să cheltuiește banul public. Da, terenurile de joacă, nu funcționează. Când o să lucrați la ANAF, în calitate de inspector, să verificați dacă o furați sau nu. Eu aveam o întrebare. E prins în locul de joacă, e prins în locul ăla de refugiu din fața mafiei, trebuie să facem acum. Nu, ăla e altul. Domnul președinte, trecem la diversiune. Trecem la diversiune. La diversiune, ce timp și ce suplimentar de care am făcut la început. Dar atunci vreau să scrie de să facă parcare. Nu l-am uitat. Domnul Mocan. Să-l facă și ne-ai rugat frumos când ai vorbit și ascultăm. Hai să ascultăm și pe alții acum. Discutăm în suplimentarea. După știți, la aprobarea dumneavoastră am depus un proiect pentru piste de biciclete pe programul PNRR, care l-am zis așa. Între timp, dosarul a fost analizat de cei în măsură să facă acest lucru și ne-au trimis clarificări că pe alineamentul pistelor de biciclete ar mai trebui adăugate două stații de reîncărcare vehicule, nu autovehicule, nu ducem. Proiect ce am depus pe ATM, ăsta, și venim cu completarea aia prin hotărâre de a suplimenta în proiect și cele două stații de încărcare. Costurile acolo. Deci ar trebui să ne bucurăm că acest dosar a intrat în analiză și ne-au trimis deja clarificări. Dacă răspundem la clarificări, reanalizează dosarul. Dacă intră și în plată, e eu am un dilemă. La cum ne amenință ăștia curentul, nu cred că mai e necesar. O să fie, o să facă genul de marketing. Domnul Pușcălargă, sunteți de acord ca să supunem la vot proiectul ăsta? Supunem la vot în proiectul ăsta. Cine este pentru, nu? Ai uitat să vă fac. Cine este pentru? Dacă ești pentru, ridici mâna. Dacă nu, te-a fie ca de obicei. Nu, asta e o procedură privind relația între AFIR și Fondul de Garantare și Primăria Bursi. Vreau să vă anunț că zilele trecute constructorul ne-a făcut înștiințare pentru constituirea Comisiei de Recepție, deoarece dumneavoastră și-au terminat treaba în baza proiectului și autorizației de construire. Vă referiți la mal? La, da. Noi, între timp, am făcut pașii necesari, am făcut adrese de comunicare în baza dispoziției pentru toți specialiștii implicați într-o asemenea recepție. Mâine este data recepției. Vedem cum decurg etapele și sper să treacă. Deoarece între timp am solicitat analize în urma propriilor rezultate către DSP și apa este potabilă.
Deci trecem la pasul următor. Pasul următor, nu e așa ușor. Deci după ce trecem din comisia de recepție, ca să nu, sar cumva etapele, explicați domnul Stoica. Următoarele etape este depunerea dosarelor la, la Agenția de Mediu, la SEGHA, Gospodărie de Ape și Sănătate Publică, după în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. Este în baza procesului verbal. În baza cererii depuse, depunem dosarul la AFIR. AFIR-ul ne-au cerut și ei o clemență de amânare cu 6 luni, pentru că nici ei nu mai au suficient specialiști. Și ne-au spus. Și dintr-o parte și din alta, dacă apar probleme, hai să le rezolvăm încet, ca să fie treaba în regulă cu tot ce trebuie. Solicităm o prelungire cu 6 luni a scrisorii de garanție bancară. Și va fi exact cum am zis-o, la anul și la mulți ani. Eu vă spun, cred că până se finalizează toate procedurile, asta nu ține în pământ. Adică, asta nu se leagă de proiectul de branșă. Vreau să vă spun că am fost personal la agenția de cărți, la Iași, la sediu APIR. Am discutat cu toți specialiștii care s-au implicat în acest, care au fost implicați în acest proiect, inclusiv cu domnul director. Și am zis, domnul director, nu trebuie 6, nu trebuie 40 de zile. Domnilor, sunteți siguri că cu 40 de zile o rezolvați, că nu se găsesc în comisia de recepție specialiști în care să... În fine, sunt fel de pot apărea foarte fel. Faceți pe 6 luni, că așa e cel mai corect, și voi puteți să vă închideți și într-o lună, sau și mai devreme. Deci acum nu discutăm de lucrări. Lucrările au fost încheiate, discutăm de documente, pur și simplu. Recepția finală. Depunerea și recepția subtașului. După ce terminăm și avem autorizații și ne-am închis cu proiectul, putem trece la pasul următor, la acordări. În baza care avem proiect, ăștia sunt pași. Nu sunt inventați, nu sunt... Și domnul a spus, băi, faceți pe 6 luni. Nu se știe. Vin și sărbătorile, vin și... Pot apărea orice probleme. Și din experiență, am stat și am analizat, privind recepția la grădiniță. Ne-au amânat cei de la pompieri de 3 ori. Că așa de bine își trimiteau reprezentanții în teren. La prima comisie au trimis un reprezentant, la a doua comisie alt reprezentant. Așa, bine, motivat. Ba cineva a intrat în procediu medical, ba cineva. Și priști să ajungi la chestii de genul ăsta și să nu te închizi și să blochezi situația. Deci, asta... Noi căutăm amânat. Da. Spre Focșani, spune, da. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul... Mulțumesc frumos. Domnule primar, deci ca să înțeleagă toți consilierii prezenți de față aici, deci noastră veniți acum în fața noastră cu un proiect de hotărâre prin care să anulăm, să amânăm cu încă 6 luni. Să prelungim perioada. Că până anul trecut să chemăm amânare. Nu. Deci noi discutăm de lucrări, discutăm de una și aceeași chestie. Este una și aceeași chestie. Trebuie să o prelungim cu încă 6 luni. Până acum nu am avut adrese de la constructor și așa au finalizat lucrările. Deci avem adresă, putem să o și arătăm în fața noastră, în care ne-au spus că au încheiat lucrările. Până noi nu vorbim de acest sistem de apă și canalizare, da. Vorbim de același, adică pe toate palierele posibile, da? Constructor, avize și așa mai departe. Noi, din punctul nostru de vedere al oaspetelor, scrisoarea de garanție era valabilă până la data... De 31 decembrie sau... Așa, ok. Noi suntem conștienți că până la data respectivă nu vom putea. Nu suntem conștienți. Nu... Luăm în cap. Luăm în cap. Să să mai apară probleme și în 3 luni de zile. Și dacă am zis pasul ăsta și nu facem demersul de prelungire la... De prelungire. De... Prelungirea scrisorilor. Prelungirea scrisorilor. Riscăm să rămânem cumva suspendați pe... Corect. Deci, domnul consilier Nicușor Măgan, este vorba despre aceeași spesă pe care o blama an de an. Mai prelungim cu un an, mai prelungim cu un an. Este sub altă formă, domnul primar, credeți-mă. Este sub altă formă, dar este același lucru. Nu, este același lucru. Domnul Cocu, dacă noi nu prelungim în termenul de scrisorilor de garanție, pierdem toată lucrarea. Dar este același lucru.
nu ți-o iau. Dar un exemplu la asta. Suntem la asta. Da, dar este acolo și să știi. Hai să o zocăm timpul. Să vii o țări aici. Spun și comuna la votul. Aici s-a băgat țările, îi interesează comuna la votul. O ieșit în partea aia la altă și aici deja curgea pe urmă. Cum se poate, ăia se poată și aici se nu se poate? Am vorbit liderul de grup din partea USR-ului. Și de ea așa am făcut. Când am văzut proiecte diverse față de proiectul nostru la timpul... Am văzut că... Fără să traversări, fără să săpi. Exact așa fac aia. Alt proiect, altă tehnologie. Suntem... Stimați colegi, așa cum ne-a spus domnul primar, mâine se va face recepție la această lucrare. Practic, ăsta este final. Cel mai final, finalul, finalul. Ne bucurăm. Având în vedere că acest proiect a fost făcut din fonduri europene, a fost în vedere că sunt angrenate și alte instituții ale statului care verifică cum s-au cheltuit banii, odată. Mai sunt și bani care trebuie să-i recuperăm noi. Da. Și până nu care așteptăm sunt să niște dosarele, până nu sunt semnate, până nu sunt autorizate, nu ne putem recupera banii. Practic, ar trebui, din momentul în care s-a terminat recepția și nu mai sunt probleme pe recepție, în sensul să mai... Nu e o chestie, cu toate că eu nu cred. Eu am fost acolo, nu știu dacă mai fost ceva. Eu am fost chiar acolo, nu știu ceva, în care am discutat cu constructor. Nu, eu am fost atunci când am fost eu, am discutat cu... De fapt am fost împreună. Când am discutat cu constructor, l-am întrebat pe cuvânt dacă omul se închide cu lucrarea, o anunțat oficial că s-a închis lucrarea, dirigintele de șantier, domnul Ienea. De asemenea, mi-a oferit aceleași garanții. Deci, practic, mâine se începe procesul de închiderea lucrării în care se face revizia acestei lucrări și semnează. Este o comisie întreagă, suntem consiliul de aia, semnează. Lucrarea se finalizează. După ce s-a făcut recepția, lucrarea este finalizată, domnul Corect. Și începe realizare. Corect. Deci de-aia spun să nu se facă confuzia. Dar nu se face confuzia. Recepția cu avizarea. Puteam, numai un piculeț, putem să ne recuperăm banii. Putem să închidem scrisoarele de garanții fără acest proces la care poate referi. Nu a zis nimeni așa. Atunci, comentăm. Deci proiectul a venit sub altă formă ca lumea să nu mai fie revoltată, consilierii. Dar nu are, domnul. Dar e... Principiul este același. Dar de ce zică? Îți întrebă în modul cel mai cinstit. Da. De ce ai putea fi revoltat acum la acea ședință? Că s-a finalizat lucrările. Că s-a finalizat lucrările. Pe ce face? Poate din nou același. Nu cumva bate, mă apă. Nu sunteți pe bani. Deci se prelunge. Mai ai fost de acord cu mine. De zici, se prelunge. Nu, ascultă-mă un pic la asta. Și eu am fost din numărate ori, am avut discuții pe acest proiect. Acum tot mă întorc în istorie înapoi și folosești istoria. Nu s-ar putea să nu mai avem nevoie de apa asta, când lumea a văzut conceptul să-și nu știu, nu, chiar nu-i cazul să discutăm subiectul acesta. Acum eu zic că este nevoie de apă. Și de apă centralizată, conectată la sistem, la... Avem nevoie. Și potabilă. Și potabilă. Și potabilă, atenție, că apa e potabilă. Păi nu știu, așteptăm avizii de la mediu, de la... Așteptăm. Este... Nu am primit avizul. Ba da, e primit. Am spus înainte, da, au fost anunțate de vreo două luni de apa era potabilă, dar probabil ați lipsit de la ședință. În momentul în care, dacă nu ar fi fost probleme, atenție, dacă nu ar fi fost probleme, cu scrisori de garanții, nu ar fi fost probleme cu lucrurile astea, azi nu mai discutam de nimic. Recepții, ne strângeam mâinile, ne dăm drumul mai departe. Da. Mai aveți domnul Udean. Doamna secretară. Vreau să vă amintesc, domnilor consilieri, de obicei aprobam două proiecte de hotărâri. Deci primul proiect era prelungirea lucrărilor și cel de-al doilea era scrisoarea de garanții. Dar astăzi, salutar și felicităm, venim cu un singur proiect de hotărâri privind aprobarea prelungirii scrisorii. Și urmează documentația. Ce ai spus e... Supunem la vot cine este... Da, sunt cumplit. O dată vă mai dar... Ce votăm noi acum? Scrisoarea de garanție. Prelungirea cum că 6 luni. Prelungirea sau recepția lucrării? Prelungirea. Scrisoarea de garanție.
Păi, rălungirea scrisorii de gândire. Uite, Ghiță, citești ce e. Înțelegi? Deci nu este o... Ghiță nu este o prelungire a lucrurilor. De ce să faci cu ei? Ce se face? Cine este? Cine mai sunt comentarii? Spune-mi. 3, 2, 1. Deci 1, 2, 3, 4. 5. Toată lumea. Toți pentru, da? Domnul Butacu cum? Pentru. Contra. Și invitații sunt toți. Da. Invitații? Da. E, vedeți, sunt invitații. Cu aceste spuse, da, trecem la diverse. Da. V-am scris la diverse. M-am scris. Deci vreau să înțelegem un lucru foarte, foarte clar. În Consiliu, deci, într-o ședință de Consiliu, uzual, conform legii, pot participa consilierii locali care au atribuțiuni. Da. Care au și atribuțiuni, au și drepturi și obligații. Consiliul local, consilierii locali, de a dezbate proiecte și de a aproba sau nu aproba proiecte. Aș da votul pentru aprobare și aș da votul pentru a trece un proiect de hotărâre. Mai pot participa invitați, gen, cum era ăla de la Bijghe, cum îl cheamă, Mihăiță. Care venea el, era, așa, și cum era înainte de a fi consilier domnul Iftime, ei au statutul de invitat. Conform codului administrativ, invitatul are următoarele drepturi. Să participe la ședință și să vorbească atunci când îi se dă dreptul la diversi pe subiectul pe care dânsul deja s-a anunțat că vrea să-l dezbată. Primarul nu este invitat. Primarul, prin definiție, este ordonatorul, prin lege, nu prin definiție, este ordonatorul principal de credit. Cu atribuțiuni foarte clare stipulate în codul administrativ. A face greșeala, să nu mai facem această greșeală, că primarul are statut de invitat, e păcat, dar se legislează acolo și ne râde de pe clasa 8-a. Deci dacă primarul nu are statut de invitat. Apropo de chestia asta, l-aș întreba pe domnul consilier Iftimi. Aveți la cunoștință de cauză vreo ședință a Consiliului Local de la Bardou, unde nu a participat primarul? Da, foarte tare. Da, nu. Dar vă aduc la cunoștință. Da, știu eu, în caz, dar era bolnav, i s-a făcut rău din cauza intervenției unui consilier de acolo, i s-a făcut rău și a plecat din ședință. Să nu-i stivali verde. N-are condiții fizice. Primarul, mai aveți ceva dispus, da. Pot să dau întrebare, mi s-a pus nume. Eu am fost al doilea. Păi nu, și mi l-a spus, trebuie să discutăm. Eu am doilea. Păi ca să vedem că domnul Romeu a spus doar părți din adevăr. Nu a spus tot. Dar domnul Romeu cu asfaltările și cu... Adică, doamna secretară, permiteți domnului președinte să dea cuvântul? În primul rând, țin să mulțumesc tuturor consilierilor locali care au votat. Care am votat pentru ca proiectul meu să intre în vigoare. Țin cont și pentru ceilalți, nu așa se procedează ca comuna noastră să fie dacă cât mai frumoasă să arate când avem asemenea consilieri care sunt contra. Care sunt contra. O altă problemă, domnul, lăsați-mă, altă problemă pe care îl întreabă domnul primar. Domnul primar, o singură întrebare. Lucrările la Biserica Ortodoxă din Comuna Buhoci s-au finalizat. Vreau să știu dacă în contul părintelui Leonte i s-au virat banii pe care... Contul paroiei, unde este paroh părintele Leonte. Da, s-au virat, cum am convenit și ați susținut în Consiliul Local, cei 200, următorii 200 să vireze în urma justificărilor, în ultimul trimestru, până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Hai, domnul Popu, și după aia, așa cum a spus domnul Local, la sfârșit, nu am votat împotrivă. Dumnealui, eu sunt susținut proiectul pentru
facerea unui cămin, unui ce mai fost, ce au vrut să mai facă acolo. Am lipsit la ședință, eu am spus de scenă. Da? Dar v-am spus de scenă, lipsit la ședință. N-am votat împotrivă. Doar m-am abținut. Și a doua, și a doua treabă este cu iluminatul public. Să pornești seara la ora 7, să oprești la ora 10. Să pornești la ora 5 dimineața, să oprești la ora 7. Pentru ce îl pornești la 5 și îl oprești la 7? Îl pornești la 7 și îl oprești la 10? Când ar trebui pornit... Lasă-mă-le! Ar trebui pornit la 7. Ar trebui pornit la 10 jumate și ținut până la 4. Păi de ce? Dar de ce îl pornești la 7 ca să îl oprești la 10? Economie. Sunt la 10 leduri. Omul circulă. Nu să-și faci 10 leduri. Dar de la 4, de exemplu, azi noapte la ora 4 eram pe stradă. Îți mai judești pe noi. Ar trebui apres atunci. Doar munceam. Vine de la muncă, da? Îți bagi de noi pe stradă la 4 dimineața. Nu-i logic. Dacă poate să răspundă cineva pentru de tine. Ai văzut la televizor? Da, depinde de ce te-ai adresat. Bucură te ca așa pentru că acuși vine institutele și domnul Stănge Romera. Cam atât. Domnul Podobșa. Domnul primar. Dacă dați-mi explicații de ce școală. Da, până acum am spus foarte bine. Au fost cazuri în care am mers non-stop cu iluminatul public. Proiectul a fost modernizat, a fost actualizat, prelungit pe alocuri. Dar se pare că, da, dar să menționez perioada noastră, în urma proiectelor depuse, se pare că se întoarce ca un bumerang împotriva mea, datorită crizei actuale de energie la nivel mondial. Și nu numai a mea, a tuturor colegilor primari, care fiecare și-au făcut câte o strategie. Da, mă simt cumva lovit în orgoliu, motivat de faptul că am implementat proiectul, l-am adus la standarde, dar în același timp, ca și primărie, trebuie să ne... Nu mă pot folosi de el. Nu, să ne limităm într-un plafon. Care deja, da. deja noi l-am contractat la E.ON. Da. Dacă depășim acel plafon, riscăm să venim cu un preț dublu la energie. Urmează să mai analizăm, de comun acord, dacă e necesar să-l mai reglăm, dar totuși vin și spre economie și în următorul buget să facem un calcul exact. Să vedem și legile care apar privind plafonarea. Noi am luat-o ca și prevenție acum. Deci, nu avem o lege strictă în care să plafoneze de la D. Noi avem un contract făcut pe un istoric al consumului pe comuna Buiești. Da, a crescut prețul, ne-a dat peste cap. Ce să vă mai spun? Trebuie să fim conștienți că trebuie să venim și cu, și cu, da, și cu prevenții de genul ăsta. Dar o să facem o analiză. Trebuie de ce stații, de exemplu, pleacă unul din Piumalii, la pată. Știu. Dacă vă urcat în șanță, s-o rupt picioare. Am discutat. Sunt persoane, într-adevăr, care pleacă... Eu unde știu că ești, nu poate să-ți noapte de brază. Sunt angajați care pleacă, într-adevăr, la ora 2:30 sau la 3:30. Identificăm tronsoanele alea, că avem tronsoane de luna public. Facilităm unde este de facilitat, dar unde e risipă, eu zic să terminăm cu risipă. De exemplu, de la... Sunt unii nu, chiar nu necesită, la ieșirii din păi, sară. Păi, haideți împreună să o analizăm, vedem unii cumva stăm după ședință. Unii sunt 5 metri în bus, Arda Iurea, închizi. Sau oprește unul, lasă-mă strâmbdau unul, strâmbdau unul. Așa și este lumină. Așa, dar nu mai poți, nu poți, nu poți, că nu ai logistică de așa. Opriți-o, s-au făcut testimente. Domnul primar, haideți să încercăm. Era primul. Și doamnă. Să rezolvăm o dată cu problema asta cu selectarea gunoiilor. Eu, din ce văd că circul zilnic și când se adună, nu se selectează, se bagă la grămadă și o să ajungem tot noi să plătim. Am mai spus odată lucrul ăsta, dar nu mă plăie nici. Trebuie ori avertizmente, ori controle, ori să meargă cineva pe traseu cu... Sunt oameni de traseu. Am avut mai fi primarul, mai ia să știu. Am avut discuții. Păi, pune câte un consilier. Am avut discuții.
cu reprezentanții adiși. Chiar te interesează așa de referitor la... Înțeles că ești plătit din bani publici. Da, când am văzut de treaba ta. Mă cred că văd de treaba ta, vreau să-mi văd de treaba ta. Iarăși vorbește cu asta. Angajați la SOMA, ai tot în măsă astea. Hai să ascultăm un coleg, o să-l vedeți și el ne-a spus de-a până. Privind reciclarea deșeurilor, avem programări lunare în care vin cei de la SOMA cu mașini speciale pentru deșeuri plastic. Numai că cetățeanul de rând, noi am făcut informări și conștientizări prin diferite surse. Numai că, din ce am constatat, cetățenii scot tomberoanele galbene, alea vechi, da, care le-am lăsat în folosință. Normal trebuiau scoase alea. Domnule, eu am scos galben, dar ăla vechi. Dar nu-i cu plastice. Cei de la SOMA nu mai ridică tomberoanele galbene decât când este ziua anunțată. Lumea e revoltată pe tema asta. Domnule, n-a știut. Băi, dar n-a știut. Am pus băieții de la mediu să ducă să informeze pe la toate magazinele. Să pună anunțuri pe site-uri. O să scoatem și la biserică, din nou. Primul pas este tot de conștientizare al cetățeanului și aici ar trebui să interveniți dumneavoastră, să solicitați operatorului să ne pună la dispoziție materiale, dacă nu chiar abțipilduri de pus pe pubelă, efectiv, galbenă și neagră. Și deci, omul când o ridică capacul, vede ce trebuie să pună dreapul acolo pe românești. Acum să vedem dacă e atributul operatorului sau a adis. Nu este. Numai că operatorul a avut astfel de campanii. De asta vă spun. Și au materiale. Eu pot să fac și nume de consilier. Acum ai spus adevărul. Haideți să ne mobilizăm tot. Ce să fac și eu? Domnul primar, eu vreau să vă spun un adevăr. Adisul mi-a răspuns în 5 zile pe subiect la solicitarea mea și primăria Buhoci mi-a răspuns în 8 zile un răspuns de la... Uite așa. Despre asta vorbim. Adică... Aici e responsabil la secretar. Nu ești mai mult biteren? Eu vreau ce o informație de-a lumea. Vă aud eu, dar doamna secretară e cu mediu? Nu, mă, în general, așa, toate răspunsurile dumneai sunt așa, evadite. Astea ți se pare ție. Adresa mea a fost în mâine. De unde știi? Am și niște invitați aici, dar trebuie să-i dăm cuvântul la fiecare parte, cât să începem cu doamne. Haideți aici să vin, doamne, tu! Haideți să vă lăsăriți! Vreau să vă văd în perspectivă. Deci azi a fost așa o ședință vie, după părerea mea. Toată lumea s-a agitat, ați luat cuvântul, s-au spus lucruri necesare, utile, dar, după părerea mea personală, rămâne pe hârtie, doar cu apa, să zicem că se rezolvă. Locurile de joacă, nu știu dacă mai e cazul acum, când vine toamna. Locurile de joacă se amenajează primăvara. Personalul, persoanele alea bolnave care le aveți în evidență, sunt nominalizate de fiecare dată. Deci nu știu dacă iar trebuia adus la cunoștință. Pentru oameni, pentru oamenii din comună, ce se face? Ce face Consiliul, ce face primăria? Intrați în satul Buhoci, nu vine milă de dospinești, că trăiesc oamenii ăia într-un praf, fără condiții umane, la 7 km de Bacău. Dumneavoastră, ca vedul consilier, vă mai schimbați părerile unora altora. Domnul primar merge la ședințe. Ce fac unii primari? Cum e tamașul din Ungureni, în vârful dealului la Vicoreni? S-a asfaltat la Bărtășești, a ajuns asfalt. Va ajunge. Ajunge. Ajunge și la Dospinești, doamna. Dar când, domnul primar, eu nu locuiesc acolo. E vorba de grijă față de oameni.
Aici este problema. Consilierii trebuie să gândească și la oameni. Nu sunt proiecte făcute. Dar unde sunt finalizarea? Când și cum? Întreb și eu ca cetățean. Eu vorbesc. După aia tu. Pentru biserică este domnul primar, știu că s-au dat niște bani, am auzit. Trebuie, vă rog, să faceți urgentarea, pentru că mai sunt. Nu s-a terminat tot de investit la casa de prăznuire și la casa... Trebuie câteva miliarde. Da, mai trebuie câțiva bani acolo. Biserica, din punctul meu de vedere, dacă a prosperat puțin, a fost datorită agitației preotului. Nici cum a temării. La primărie s-a cerșit. Să bună, doamnă, toată lumea un pic buzunarul la bataie și să se facă. Domnul Odovișteanu, e adevărat, da. Primăria trebuie să susțină multe. Nu trebuie să spun. Da, nu, eu nu vreau răspuns. În afară de critici, doamnă, care sunt justificate. Și data trecută tot la fel critici. Mai și dă o dată. Aveți măcar să vi dați un sfat, o idee, de critici sunteți voi. V-am spus, nu. Da, trebuie evidente lucrurile făcute la nivel de comună, să vadă ceva concret. Eu oricum v-am felicitat pentru că astăzi a fost o ședință vie. În sfârșit, un lucru. Și nu vreau răspuns. Atât vreau să mai spun, nu am înscris la diverse, dar dacă îmi permiteți o să spun doar două vorbe. Vreau să mai întreb tot pe prietenul meu, domnul Mocanu, care are o părere bună despre mine și eu despre dumnealui. Dar trebuie și criticat. Îl întreb doar dacă este implicat în mod direct în finanțările care le-au primit domnul preot de la parohia ortodoxă, de la primărie, sau doar a amintit ca să-și facă reclamă pentru următoarele alegeri. O amintit. Publicitate. Publicitate. Bun. Dacă mai e ceva de spus, dacă nu, domnul Claudiu, o facem un rezumat pe total. Deci se poate seama dacă... Mulțumim frumos, se rog la ședința.